Familia reprezintă unitatea fundamentală a societății. De asemenea, familia este prima noastră slujire. Ei sunt oamenii care sunt mereu alături de noi și cei cu care ne vom petrece restul vieții. Din acest motiv, familia ar trebui să rămână unită, indiferent de ce se întâmplă. Și rugăciunea pentru familiile noastre este întotdeauna o modalitate de a atinge acest obiectiv. Iată așadar o rugăciune pentru binecuvântarea casei, dar și pentru bunăstarea familiei. Există atât de multe moduri de a spune o simplă rugăciune pentru familia ta. Rugăciunea pentru familia pe care o ai este o modalitate puternică de a-ți exprima dragostea și recunoștința față de cei dragi. Există nenumărate motive pentru care trebuie să ne rugăm zilnic pentru familiile noastre. Pentru început, trăim într-o lume plină de durere, rău și suferință. Trebuie să-i pomenim continuu pe membrii familiei noastre în rugăciune, astfel încât aceștia să poată fi întăriți de Dumnezeu pe măsură ce trecem prin dificultățile vieții. În această lume trăim păcatul, moartea, boala, cearta și lupta. Aceste lucruri pot crea o zonă de dezbinare în familiile noastre, dar o familie care se roagă împreună rămâne împreună. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuiești și spre cele smerite privești, binecuvântează casa noastră și cu puterea ta întărește-ne pe noi, robii tăi, cei care locuim în ea. Bine este, Doamne, ca și casa noastră să ne fie ca a doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane și ne rugăm ție. Binecuvântează, Doamne, gospodăria noastră și înmulțește în ea toate bunătățile, ca să uităm de grijile și nevoile pământești. Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmașului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul tău cel milostiv ca să ne păzească și să ne ferească de toată răutatea și să ne povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea sfintelor porunci. Că ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Relatează playtech.ro.